Bună seara! Aș vrea să continuăm discuția despre intelligent design. De fapt, să începem un nou capitol în discuția despre intelligent design. În sensul că aș vrea să depășim aspectul filozofic al discuției, să mergem la date empirice. Și aceste date empirice nu pot fi oferite decât de o rozeta stone, de o piatră de la rozeta. În ce sens o piatră de la rozeta? Până când, atunci când. Piatra de la Rosetta a fost descoperită de un soldat al lui Napoleon în 1799. Toate cunoștințele noastre despre istorie, despre istoria veche, erau bazate pe două surse, Biblia și istoricii greci. Când a fost descoperită Piatra de la Rosetta, cu tripla inscripție a lui Ptolemeu al V-lea, Champollion a plecat de la premisa că toate cele trei scripturi erau de fapt același text și catare poate să translitereze hieroglifa, demotica și vis-a-vis uh, -vis de limba greacă. Uh, asta a pus baza descifrării hieroglifelor egiptene și a scrierii egiptene, a limbii egiptene veche, în ultima instanță, așa că dintr-o dată noi am avut cunoștințe despre istoria veche, care nu existau nici în Biblie și nu se găseau nici la istoricii greci și care, bineînțeles, contraziceau anumite lucruri care le știam din Biblie. Apoi s-a făcut pasul următor și s-a descoperit, s-au descoperit și s-au descifrat blițele de lut și dintr-o dată am avut o perspectivă asupra istoriei până la sumer. E bine, când spun de principiul Rosetta Stone, înțeleg că atât adepții conceptului intelligent design, cât și cei care sunt împotrivă la intelligent design, sunt uh, uh, tributari unui concept. Uh, și anume, acest concept este uh, acela că viața pe Pământ este un eveniment extraordinar și este un eveniment unic. Așa că, adeți la Intelligent Design, vor arăta că viața nu putea să apară decât ca un miracol, nu putea să apară natural. Este prea unică, prea extraordinară ca să aibă o cauză naturală. În timp ce adepții accidentului susțin că viața este un accident orb care a apărut o dată pentru totdeauna o singură dată în toată istoria Universului aici pe Pământ și că atare probabilitatea ca viața să apară în mod spontan este foarte, foarte mică, foarte redusă dar s-a întâmplat, a fost norocoș ambele tabere nu pot ajunge niciodată la un rezultat Aduc argumente, fiecare aduce argumente, însă problema care ne lipsește este că noi nu avem o dovadă că viața există doar pe pământ și că viața nu este ceva normal în Univers. Dacă viața este ceva normal în Univers, întrebarea este dacă este o, creaț o creație specială a lui Dumnezeu, oriunde se găsește, sau este expresia unei legi uh, inerente în structura Universului care face ca viața să apară, chiar dacă nu înțelegem pe deplin această lege. Să iau ca exemplu teoria evoluției. Foarte mult timp argumentele care sunt aduse acum cu privire la intelligent design, erau aduse cu privire la structurile biologice, la adaptările ființelor vii, care se considerau că sunt prea perfecte ca să fie rezultatul accidentului. Ei bine, acum chiar și cei mai, mai fundamentaliști creștini în universitățile creștine fundamentaliste din America, nu, nu, sunt foarte confortabil să vorbească împotriva evoluției. Sunt prea multe argumente în favoarea ei. Însă se refugiază în intelligent design, folosind același argument. Deci oarecum l-au așezat pe Dumnezeu undeva mai înainte de evoluție. Problema este, așa cum am spus, este dacă viața este și în alte părți din Univers. Poate să fie o creație specială lui Dumnezeu sau poate să fie o lege inerentă care face ca Universul să creeze viață sau a făcut să creeze viață cândva în istoria lui și aceasta s-a răspândit în alte părți din Univers. Există, de exemplu, o noțiune interesantă la data aceasta în astrobiologie, anume că materia are tendința să se organizeze în așa fel ca să, să risipească energia pe care o primește. Mă rog, exemplul cel mai simplu este faptul că atunci când un corp este supus unei radiații, această radiație este transmisă mai departe, prin faptul că un electronic își schimbă poziția în, în atom. Ideea este însă că atunci când energia aceasta este mai puternică, este extraordinară, apar structuri foarte complexe și uneori extraordinare, care fac ca energia să fie uh, difuzată. Și viața este o formă de organizare a materiei, care face ca energia să fie difuzată cel mai eficient. Ca să spun așa, o, o definiție abstractă. Dar cert este că astrobiologii caută asemenea legi în Univers. Dacă viața există în alte părți din Univers, putem spune că a fost o creație specială lui Dumnezeu în fiecare parte sau putem spune că este o lege a naturii și această lege a naturii nu exclude existența lui Dumnezeu, ci mai degrabă ar putea să fie un argument pentru un Dumnezeu care lucrează prin legile naturii. Însă eu nu vreau să discut aici problema teologic. Întrebarea mea este dacă există o astfel de piatră de la Rosetta, dacă o putem găsi și o putem descifra, în care să vedem viața în alte părți din univers, să ne punem întrebările filozofice. Deci aș vrea să discutăm în câte, cel puțin câteva ocazii de acum înainte problema vieții în univers, ce date empirice există care să dovedească că viața ar putea să existe în alte părți, în sistemul solar sau în afară sistemului solar. Și când spun, întreb ce date empirice care să sugereze sau să, facă, să arate că este probabil, nu numai posibil, nu susțin că a fost găsită viața extraterestră. Însă datele empirice cu siguranță arată în direcția faptului că viața extraterestră există. Și aici avem o problemă cu, în mass media, pentru că, în general, atunci când se face o descoperire, se, se, face o, se creează o senzație în media uh, care nu reflectă ceea ce spun oamenii de știință, ce exagerează. Și urmează după aceea o reacție din partea scepticilor sau din partea credincioșilor, care uh, iau titlurile din mass media ca pe un stromen, ca pe un om de pai și îl atacă. Așa că să trecem la, la subiect. Prima rozetă Stone care a fost găsită este, așa zi, meteoritul uh, uh, ALH-84001, găsit în Antarctica în 1984. Uh, un meteorit marțian. Și în 1996, la 6 august, 1996, uh, un savant american uh, numit. Uh, care probabil va fi mai cunoscut în viitor decât este acum, a murit în 2013. Numele lui este David Stewart McKay, care este savantul șef al echipei de astrobiologie de la NASA. Și acest savant a anunțat că echipa lui au găsit fosile de microbi pe acest meteorit marțian. Imediat media a reacționat, oh, viață, s-au găsit urme de viață pe Marte, pe un meteorit. La care alții au replicat, nu s-au găsit urme de viață de, pe Marte, pe acest meteorit, fiindcă nu poți pe baza unui meteorit să spui că acestea sunt sau nu sunt fosile. Și nici McCain a susținut că este o dovadă peremptorie, ci că este o probabilitate foarte mare că acestea să fie fosile. După aceea au intervenit adepții la Intelligent Design și creaționist și au spus, uite, na, ochiul credincios al savantului, vede viața peste tot, ne știm că viața a fost creată pe pământ, de Dumnezeu, un eveniment unic și însă ăștia caută mele argumente să dărâme credința noastră. După aceea, istoria a fost uitată. Bill Clinton, în aceeași lună august, la Casa Albă, a anunțat un program care probabil că Bill Clinton vrea oarecum să fie ca discursul lui Kennedy din 1962, că vom pune un om pe lună înainte de sfârșitul acestei decade. Oarecum a spus Bill Clinton dacă aceste structuri sunt fosile marțiene, însemnează că multe întrebări vor fi rezolvate, dar se vor ridica alte întrebări. Și ca atare, Bill Clinton a susținut că America va iniția un program de căutare vieții pe marte. Bineînțeles că toate acestea sunt politice în America și plătitorii de taxe sunt ușor de incitat. Când e vorba de un război, conservatorii sunt mulțumiți să alunge trilioane de dolari în Irak. Când este vorba de a face o expriție științifică, conservatorii se plâng și când e vorba de câteva mii de dolari, fiindcă spun că sunt aruncați pe geam banii plătiți din taxe, când e vorba de faptul că avem în America catedrale de cristal și uh, evangeliști, evangeliști care trăiesc ca niște nabadi uh, din taxe, practic, din scutire de taxe. Deci tot din banii de taxe, nimeni nu zice nimic. Uh, extrema stângă este foarte, foarte spălată la creier de, uh, de, ec, de ecologism extrem. Și vrea să dea toți banii ăștia la negri și să salveze natura și să mai facă nu știu ce lucruri care de obicei sunt eficiente decât să risipească în programe spațiale. Așa că aici sunt probleme, e o balanță politică delicată. Dar cert este că începând 1996 NASA a început acest program, nu știu că ar fost inițiativa lui Bill Clinton. Și uh, acum un an de zile, în decembrie 2014, mai precis, în ianuarie 2014, așa mai, mai exact, uh, NASA declară că programul roverului Curiosity este acela de a găsi viața pe Marte. Am discutat cu, întâmplător am discutat la o noapte a Muzeului Field Museum din Chicago cu un astrobiolog de la NASA și l-am întrebat despre meteoritul ALH-84001, Alan Hills-84001, și mi-a spus cu siguranță că acestea sunt fosile micro de microbi. Nu există nicio doială. Am întrebat atunci de ce nu spuneți că sunt. Și a răspuns, în știință nu putem lucra așa. Deci nu pot pe bază morfologică și chimică, de fapt e și chimică, să spui că ai găsit viață. Dar, de fapt, nu am găsit doar pe bază morfologică, ci și pe bază chimică. Era din echipa lui McKay, ce am găsit. Și argumentele pe care am adus noi, a fost foarte puternice și după ce când, când am fost au fost contrazis sau publicat multe titluri, noi am răspuns la contraargumentele lor, însă n-a fost mediatizat deloc răspunsul nostru, nu se cunoaște. Însă cu siguranță că e viață pe Marte, a zis. Și tocmai din cauza asta avem un rover pe Marte și explorăm Marte ca să găsim această viață. Noi nu vom anunța până, nu vom putea susține un caz științific, dar convingerea noastră este că există viață pe Marte. Acum vreau să vorbesc cu această ocazie, vreau să ne oprim, ocupăm de un singur subiect, meteoritul Allen Hills 84001, care îl numesc Rosetta Stone, pentru că e prima oară când am putut vedea viața de pe, din altă lume scrisă în piatră, ca la Rosetta Stone, și am putut să facem această comparație. Și înainte de a vorbi despre el, vreau să fac o afirmație cu caracter filozofic, dacă învățăm ceva din procesul lui Galileo, este că intuiția unui om de știință pasionat și care știe ce vorbește, este mai importantă decât scepticismul filozofic, care vine cu foarte multe date tehnice, pentru că știm că primii adversari lui Galileo nu au fost biserica, ci profesorii de filozofie și astronomie de la Universitatea din Padova. Și în cazul acesta aș vrea mai întâi să vedem cine este McKay. McKay uh, este probabil, sau a fost, că a murit în 2013, persoana cea mai autorizată să facă o asemenea afirmație. Uh, el este cel care i-a antrenat pe Somergane Street, pe Neil Armstrong și uh, Aldrin și Buzz Aldrin uh, în geologie. cum se, uh, Mă rog, ideea era ca acești doi ofițeri de Air Force nu știau să facă deosebire între pietre. Toate pietrele sunt la fel pentru ei. Așa că McKay uh, 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 a luat cu el în Arizona și i-a instruit să deosebească între ele rocile de diferite tipuri și după ce să se uite că vor fi pe lună, ca să ducă roci de pe lună înapoi. A fost în uh, camera de control atunci când astronauții de pe lună uh, astronauții americani se aflau pe lună și a fost cel care i-a ghidat geologic. Uite-te acolo, vece cu piatra aia, nu ia o pe altă, da? După aceea, este cel care a studiat cel mai mult samplele lunare. Are vreo 200 de lucrări în praful lunar. Mă rog, este persoana cu cea mai mare expertiză, cu cea mai bună expertiză în domeniul astrofizicii în laborator. Uh, și uh, McKay este cel care a anunțat cu foarte multă confidență, că el este sigur că uh, anumite structuri pe care le-a găsit pe acest meteorit din Antarctica sunt microbi din, de pe Marte, fosile de microbi de pe Marte. Și după aceea a anunțat că au mai fost și alți meteoriți pe care a găsit aceleași structuri, și despre asta vom discuta mai departe. Au fost uh, alte structuri morfologice de data asta, fără simetrie chimică din când s-au dus mostre, găsite pe Marte, pe Marte, despre care iarăși aș vrea să discutăm, după aceea sunt, au fost alte descoperiri în sistemul solar, la limitele sistemului solar, în zona lui Saturn și al lui Jupiter. Foarte, foarte relevante. Iar bineînțeles, misiunea Kepler explorează prin telescop și spectroscop alte sisteme solare. Și cert este că consensul se creează și câmpul de dovezi se limitează, se îngustează în, 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 în sensul că probabilitatea că există viață microbială în sistemul solar este aproape de certune acum. Așa că aș vrea să începem astăzi cu meteoritul acesta, Allen Hills 84001. Deci am spus cine este McKay. Ce este cu acest meteorit? Mai întâi, ce este un meteorit marțian? Pentru că răsfăind diverse site-uri creaționiste, Intelligent Design, Answer in Genesis, Discovery și toate nonsensurile acestea. Găsești foarte multe. De unde știu că meteorită este de pe Marte? de unde știu că de pe Marte? A găsit o piatră și că e de pe Marte. Hai să vorbim puțin despre meteoriți, da? Meteoriții s-au format acum 4,55 miliarde de ani din discul protoplanetar. S-au format prin acumularea moleculului de silicate. Care puteau liber în spațiu. Acestea sunt cei mai, cei mai mulți meteoriți, 86% provin din acest timp și din zona centurii de asteroizi, formați acolo fiind apa înghețând. În acea zonă a sistemului solar s-au format bulgări de gheață care au atras silicați și, cu timpul, aceștia au fuzionat și au creat meteoriți. Toți au aceeași vârstă, nu există îndoiel, există un în consens cu știți științifică cu privire la modul în care s -au, s au fost făcuți. Bineînțeles, dacă cineva vrea să spună că meteoriții au fost făcuți acum 6.000 de ani, în ziua a patra, ca să fie luminător sau să cadă peste noi când și când, e problema lui numă. Dar aceasta este, aici, acesta este consensul științific. Alții s-au format din primii planetoizi care s-au ciocnit între ei și crusta de fier a creat meteorizi de fier. Uh, sau bucăți, uh, miezul de fier, mă scuzați, a creat meteoriți de fier, miezul de fier foarte mic, sau bucăți de crustă s-au rupt și aceștia sunt o altă clasă de meteoriți. Însă există cam 300 și ceva de meteoriți care provin de pe Marte și alții care provin de pe Lună și de unde să-și cunoaște provenința acestor meteoriți. În primul rând sunt mult mai noi. În al doilea rând structurile lor arată că sunt de pe o planetă. În al treilea rând... Uh, atunci când uh, misiunile Viking au ajuns pe Marte în 1976, uh, au măsurat uh, izotopic atmosfera de pe Marte și au analizat rocile de pe Marte. Așa că acești meteoriți au un gaze care s-a dovedit că sunt de pe Marte și au uh, structura rocelor s-a dovedit că este de pe Marte. Uh, mai nou după ce roverii au investigat în ultimii 10 ani Marte, cu tot, mai ales curiozitatea, au analizat chimic și atmosfera și uh, conținutul de izotope în atmosferă și uh, rocile, uh, este foarte clar că acești meteoriți sunt de pe Marte, sau dacă nu sunt de pe Marte, sunt de pe o altă planetă care este exact ca Marte, dar de, de care nu știm. Uh, uh, în zilele uh, ale sistemului solar a fost un bombardament puternic de asteroizi pe toate planetele. Din cauza asta, Luna are fața aceea cepită de vărsat și pe Marte se văd multe, multe urme de impact de asteroizi. Pe Pământ acestea au fost erodate, dar sunt câteva impacturi ale căror încă le vedem, cum este cel care, din, din Yucatan, care la sfârșitul Cretacicului se pare ca omului dinozauri. Așa că a fost o perioadă când Marte a fost puternic bombardat de asteroizi, la fel ca și luna. Ca să scape de pe Marte o bucată de crustă, trebuie să atingă doar 5 km pe secundă pe Pământ. Ai nevoie de 11,8 km pe secundă ca să scape de pe orbită. Pe Marte sunt suficient 5 km pe secundă și ai scăpat din orbita lui Marte. În mod natural, Soarele atrage meteoritul și Pământul se află între Marte și Soare. Deci nu este... Nu este Inexplicabil faptul că meteoriți de pe Marte se găsesc. Ei se împart în trei grupe după SNC. După fiecare literă reprezintă numele unei localități în care primul meteorit de pe Marte a fost identificat. Așa că acest Aran Hells, la care a fost găsit în 84 în Antarctica, ce este cu el? Mai întâi, analiza, uh, analiza uh, uh, radiometrică a meteoritului arată că este o rocă care s-a cristalizat acum 4,5 miliarde de ani. Și că a avut un șoc, probabil atunci când asteroidul a căzut, care l-a proiectat în spațiu acum 4 miliarde de ani. Deci, între uh, data când s-a format și când a fost uh, ejectat, a trecut o jumătate de miliarde de ani. Meteoretul are niște fisuri care uh, sunt de pe marte, deci n-au fost. Făcute la, atunci când a, când a avut loc șocul, ci au existat în, 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 în rocă atunci când a fost ejectată. În aceste fisuri au pătruns apă, și uh, apa aceasta care a pătruns, dovadă că este, era apă lichidă pe Marte la data aceea, acum știm că a fost apă lichidă pe Marte, că a fost uh, uh, o treime din Marte a fost acoperită de ocean au fost râuri, au fost lacuri, robră ne-au dus informații despre Marte și orbiterurile, ne-au dus informații ca să știm aceasta cu siguranță, însă analiza izotopică arată că uh, este vorba despre apă lichidă la 18 grade Celsius, care, în care s-a format acid carbonic prin uh, dizolvarea atmosferei de bioxid de carbon al Marte în apă și acest acid carbonic s-a precipitat în, în globuli de carbonat de magneziu și de uh, calciu. Aceste globule sunt turtite, ca dovadă că s-au dezvoltat în acea fisură uh, și nu au intrat acolo. Uh, uh, analiza... Uh, Măcăie și echipa lui au făcut o analiză uh, uh, o analiză stretoscopică, foarte, foarte riguroasă, care au arătat că apa e de pe Marte, că uh, bioxidul de carbon este de pe Marte Carbonații sunt de pe Marte, s-au format în acele fisuri. Deci, lasă la o parte detaliile tehnice care probabil ne depășesc. Am încredere în cel mai avansat laborator din lume care se află la NASA. Merg mai departe. În aceste globule au fost găsite niște structuri care arată exact ca mărime și ca formă, ca niște nanobacterii de pe Pământ. Repet, nanobacterii. Deci este vorba despre structuri ca niște fosile, mai precis, de nanobacterii de pe pământ. Deci se vorba aici despre niște structuri foarte mici. Între 20 de micron și cred că 100 de micron. Nu mi-aduc aminte bine cifre, dar nu știu dacă are foarte multă relevanță. Mult mai mici decât bacterii. Acum, asemenea nanobacterii s-a știut că au existat în cambrian, în precambrian. S-au găsit în, în roci sedimentare din cambrian pe cam, precambrian unul acestor nanobacterii. Mult timp a fost un semn de întrebare, chiar au existat sau sunt niște formații minerale. Știți, inteligent design întotdeauna spune, unul, astea sunt formații minerale. Dar în ultimii ani, în turna s-a găsit că există astfel de nanobacterii vii pe pământ. Și ele trăiesc în roci. Nu, nu, nu se hrănesc de material organic, se hrănesc de minerale în special din fier, oxidează fierul. Și interesant că s-a găsit în statul Washington, în rocă vulcanică, care este ca trei identică ca piatra care vine de pe marte. Deci, aici, iarăși, un, 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 un punct în plus pentru măchei și echipa lui. Are, din punct de vedere al formei și al dimensiunii, aceste bacterii arată, aceste fosile, aceste structuri, hai să nu ne grăbim, arată exact ca fosilele de nanobacterii sau ca nanobacterile de pe pământ. Uh, mai departe, există o, semn o semnătură chimică a bacteriei și această semnătură chimică se găsește în meteorii. Despre ce este vorba? În principal este vorba despre uh, despre uh, anumite uh, compuși pe care îi creează bacteriile care în mediul anaerobic, care se hrădesc din material inorganic. Și este vorba aici despre fier. E vorba despre magnetite, care sunt un oxid de fier. cel mai magnetic oxid de fier este magnetitul, sau magnetita, nu știu cum se numește în românește, și sulfiți de fier. magnetitele, toate bacteriile pe pământ, nu chiar toate, mă rog, multe bacterii pe pământ, Produc magnetit. Pentru că magnetitul se orientează după liniile de forță ale câmpului magnetic al Pământului. Și, în acest fel, le spun bacteriilor în ce direcție merg, în ce direcție sunt duse. Nu știu dacă are vreo legătură, dar știu că cele mai multe animale au, pot să se orienteze după câmpul magnetic. Am crescut albine, știu că se orientează după câmpul magnetic, pisicile, câinii au un simț al orientării extraordinar, păstrele la fel, balenele și așa mai departe. Bănuiesc că în, în neuronii, neuronii, lor se găsesc magnetite sau ceva, ceva are legătură cu aceasta, nu știu. Cert este că bacteriile produc magnetite ca să se orienteze după câmpul magnetic. Deci s-au găsit magnetite în, 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 meteoritul acesta. Și McKay și echipele au publicat foarte multe hârtii după aceea în care au arătat că aceste magnetite nu se puteau forma printr-un proces inorganic, din anumite motive. Unele le vom discuta și noi, care sunt mai aproape de nivelul, să zic, de liceu, da? Pe celelalte le lăsăm pe seama specialiștilor. Pe mate nu există când magnetic. Asta a fost un argument. La ce folosesc magnetite la bacterele de pe Marte dacă nu are că magnetic? Acum, măsurătorile care s-au făcut în ultimii ani de către orbiters și de către rovers pe Marte arată că Marte avea câmp magnetic. Însă acest câmp magnetic a dispărut într-un accident cosmic. Nu se știe exact care este motivul. Probabil că Marte a înghețat și n-a mai existat uh, activitate geologică, uh, și în mijlocul, uh, mă rog, miezul de fier al planetei nu s-a mai învârtit sau nu din magma în jurul lui, nu există, existat mișcări tectonice pe Marte. Uh, unii spun că a fost un asteroid, tot un impact care a oprit, practic, dinamul care creează câmpul magnetic. Cert este că Marte a avut câmp magnetic. Așa că, iar lucrurile se leagă. Pe vremea aceea, Marte avea câmp magnetic, microbii ar fi avut nevoie de magnetite ca să se orienteze. Uh, mai departe, vorbim despre sulfiți. Acest sulfiți sunt de obicei sulfiți de fier. Sunt ca și oxid de fier fie produse de bacterii pe pământ, însă sunt deșeuri produse de bacterii. Acum, aici este o problemă interesantă și am spus că unele argumente sunt accesibile și pentru mine, altele nu sunt. Eu spun ce e accesibil pentru mine, mi-am făcut propriile notițe, pentru că subiectul mi se pare important. Care este problema? Există, mai întâi, carbonații sau aflat mediu acid. Bioxid de carbon, cu apă, e acid carbonic. După aceea există semne de aciditate pe care au fost lăsate pe carbonat, pe globulele de carbonat de magneziu și calciu, pe pereți. Sunt anumite semne care arată că apa din, în care s-au format aceste globule a fost acidă. Problema este că atât oxidul de magnetitele, cât și sulfiții de fier, se formează în mediul alcalin și au nevoie de un mediu foarte alcalin ca să se formeze. Deci dacă s-ar fi format pe bază inorganică, în mod normal, nu s-ar putea forma din cauza că mediu acid. Sau, eventual, în mod foarte improbabil dacă s-ar fi format, ar fi trebuit să fie cel puțin erodați de mediul acid. Dar Uh, acest, uh, acest uh, uh, sulfit și ox oxid de fier nu arată deloc să fie afectați de aciditate. Și atunci, explicația este că pe Pământ, pe planeta noastră, asemenea fenomene apar numai atunci când ei sunt produși de bacterii. Deci îi găsim în medii acide, că se formează medii acide. Dar nu se formează inorganic, se formează pe bază biogenică, sunt, sunt formați de bacterii, prin activitate biologică, în bacterii. Așa că iarăși aici avem un argument că uh, uh, aceste minerale uh, fine au fost produse de bacterii. De fapt, ele arată exact așa ca mărime și ca formă de cristalizare, ca, uh, ca uh, procent. Toate arată exact așa cum se găsesc în. Uh, Straturile cu fosile de bacterii, în roci sedimentare sau chiar acolo unde sunt bacterii vii. Deci este perfect identic cu ceea ce avem pe Pământ atunci când e, sunt nanobacterii și care oxidează fier. Uh, mai departe, un alt argument, uh, ultimul, este că pe uh, această uh, meteorit s-au găsit uh, hidrocarboni poliaromatici. Nu, nu știu cum se numește exact pe Pământ. Ok? Pe, pe, mă, în, în, în română termenul PAH. Poliaromatic hidrocarbons. Uh, deci, uh, este vorba aici despre uh, PAH, uh, poliaromatic hidrocarbons, uh, despre Structuri hexagonale, de, de regulă, de atom de carbon care legă hidrogen. Și acești compuși nu sunt formați pe pământ decât pe bază organică. Cele două surse ale lor sunt, în primul rând, planctonul și vegetația care s-a descompus. Și prezența acestor molecule într-un strat sedimentar indică că acolo este petrol. Când, când geologii caută petrol pe Pământ, nu merg după noțiunile creaționismului științific că petrol a fost creat de potop. Altfel n-ar găsi niciodată petrol. Îi pleacă de la ideea că s-a format în timp adânc. Și de, ca, în statul sedimentare poroase, ei caută molecule de PAH, PAH, mă rog, cum vreți să spuneți, uh, care arată că acolo a fost plancton și uh, vegetație multă marină, care prin. Uh, descompunere a generat aceste molecule. Uh, o altă, o altă sursă este aceea când ardem hidrocarburi în atmosferă și uh, carburef, carburant fosil și poluăm atmosfera, de acolo sunt cele mai multe pe care avem în atmosferă. Ce trebuie că în acest, în acest meteorit, McKay și echipa au dovedit că n-a fost o contaminare din afară, în Antarctica, unde la au găsit, nu exista niciun fel de urme de astfel de molecule. După aceea, ele sunt uh, se află de fapt în, la fundul fisurii, nu la suprafață. Și se mulțesc cu cât se apropie de globule, sunt în jurul acelor globule de hidrocarburi. Și sunt foarte simple, ceea ce arată că au fost generate de o singură populație de bacterii. Așa cum se întâlnește pe pământ. Deci, iarăși, ca să spun, semnătura chimică este aceea a unui proces de descompunere al bacteriilor, care creează niște, niște hidrocarboni poliaromatici foarte simpli. Asta se găsește pe pământ. Nu avem pe pământ un proces natural prin care aceștia să se producă. Se pot produce în laborator, dar este, asta este altceva. Se pot produce în inorganic, se pot produce în primele, în, în, prim, în perioada timpului a formării unei stele. Și din cauza asta există în sistemul solar și există pe meteoriți, dar sunt altfel decât cei care există, Machei și echipa acest meteorit. Ca tare, Machei trage o concluzie. Și concluzia lui este, el spune... Fiecare de acești factori poate să aibă o origine inorganică. Însă când îi pui pe toți la o altă, este foarte improbabil ca să fie o origine inorganică. Vreau să compar acesta cu argumentul principal de Intelligent Design. Argumentul principal de Intelligent Design este că este foarte puțin probabil ca toate, uh, uh, toate, tot, uh, toate uh, componentele vieții, sau ale unei molecule organice complexe chiar să apară întâmplător la o altă și din cauza asta ei susțin un act de inginerie cosmică că e Dumnezeu sau extratereste, asta nu se mai discută Interesant că argumentul este perfect simetric cu argumentul adus de măchei și echipa. este foarte puțin probabil ca toți acești biomarkers toate aceste semne de viață să apară împreună să se armonizeze atât de bine între ele adică Totul arată perfect. Așa cum, hai să zic, dacă am găsit pe pământ aceste globule de decar carbonați și aceste structuri înăuntru lor și moleculele de PAH în jurul lor, am spune cu siguranță, cu certitudine că aici sunt fosile microbiale. Deci, n-ar fi nicio îndoială în. în, în, în mintea unui cercetător, pe mintea unui geolog. Uh, Cu privire la faptul că acestea sunt fosile de microbi, dacă ar avea aceea structură morfologică și aceea semnătură chimică. Numai că au fost găsiți prin asteroid marțian. Deci întrebările. Și pentru că pare foarte extraordinară ideea. Uh, prima teză a fost contaminarea. S-au contaminat pe pământ. Lucrul acesta a fost demonstrat de Măchei și echipa că nu a avut loc. De altfel, uh, prin 2010 un alt meteorit de pe Marte a căzut, de data aceasta unul care s-a format din... A, fost găs... da, a căzut și a și fost găsit în Africa. Imediat după ce a căzut la, la cules Și acesta a fost proaspăt, n-a avut timp să contamineze, dar a și avut o crustă de fuziune în jurul lui, care făcea imposibilă contaminarea pe Pământ. Când a fost desfăcut meteoritul marțian, s-a dovedit că a fost format acum circa 700 de milioane de ani dintr-o rocă nisipoasă pe Marte. Și în interior au fost găsite aceleași structuri de bacterii fosilizate ca cele de pe ALH 84001. Deci exact aceleași structuri. Sunt, sunt doi meteoriți de pe Marte. Aceleași structuri. Însă al doilea în niciun caz nu putea fi contaminat. Însă chiar și cu privire la primul, la uh, Alan Hills uh, 84001, măcar și echipa au arătat că nu a fost vorba de o contaminare. Ei au examinat bine gheața din Antarctica în care a fost găsit de urme de contaminare, după aceea în laborator au lucrat cu toate precauțiile și au, au, totdeauna au făcut experimente martor, să zic așa, ca să vadă în ce măsură pot fi contaminate în condiții similare alte, alte structuri și așa mai departe. Deci au publicat foarte multe hârtini care au arătat că nu a putut vorba despre contaminare. A doua ipoteză, că s-a format pe bază minerală, fiecare din acestea se putea forma pe bază minerală într-un mod foarte improbabil. Dar toate la o altă să fie acolo. Pe Pământ ar fi considerat un semn de viață sau un semn de viață fosilizată, bineînțeles, un semn de, de viață veche, în timp adânc, fără, fără dubii. Uh, fiindcă vine de pe Marte, e un semn de întrebare. De ce este semnul de întrebare? Există aici acel alt principiu și Aș vrea să l citesc din memorie pe McKay. Atrui articol în Science l-am citit și îl puteți citi, îl găsiți pe uh, articolul uh, în Science din uh, august 1996 pe internet. Uh, puteți găsi și alte articole publicate de Space Johnson, uh, Johnson Space Center și de uh, Jet Propulsion Laboratory și de NASA, de, uh, echipa de, astro, de astrobiologie la NASA, care au urmat după Alan Hills și care dezvoltă atât cercetarea lui Alan Hills, 84001, cât și altor meteoreze pe Marte pe care s-au găsit structuri asemănătoare de bacterii. Dar trebuie să citesc doar un, o afirmație a lui McKay din, din articolul lui, din Science, în care spune așa, dacă viața în alte lumi are alți biomarkers, mă rog, al, alți, alți marcanți biologici decât pe pământ, atunci noi nu o putem recunoaște. Deci, dacă există viață care e altă decât pe pământ, nu putem recunoaște. Ce mai mulți dintre noi înclină astăzi, în epoca scepticismului filozofic și a fundamentalismului religios, post-90, înclină spre ideea că dacă există viață în Univers, e altfel decât viața de pe Pământ și nu o putem recunoaște. Dar, McKay spune, pentru a identifica viața pe alte planete, trebuie să pleci la premisa că are aceeași biomarkers, aceeași, aceeași semnătură biologică, chimică și acea structură morfologică ca pe Pământ. Deci trebuie să plecăm la premisa că viața este ca pe pământ ca să o recunoaștem în uh, univers. Cu alte cuvinte, dacă există pe undeva vreo civilizație extraterestră, sunt ca cei din Star Trek. Da? Nu ca cei din, uh, să zic, uh, uh, alte SF-uri mai fanteziste. Uh, mă întorc la uh, McKay. Deci, premisa de la care am plecat noi este că căutăm acele semne care indică, dincolo de îndoială, dincolo de dubiu, prezența vieții sau a vieții fosilizate pe Pământ. Și pe aceștia am căutat atât pe meteorism marțieni, cât și pe Marte. Acum aici este principiul Rosetta Stone. Și dacă Champollion uh, ar fi plecat de la premisa, așa cum sunteau foarte mulți sceptici pe vremea lui, foarte mulți sceptici au contestat ideea că cele trei texte au același conținut. Și mulți s-au contestat ideea că limba egipteană poate fi descifrată, fiind o limbă moartă. Încă să Champollion a crezut că cele trei texte au același conținut. Și cartușul 50, mă rog, numele lui Cleopatra, se găsește toate cele trei texte și apoi încetul cu încetul a transliterat uh, hieroglifa și demotica uh, între ele și, pe urmă, a oferit chiar ca să fie tradusă limba egipteană. Uh, Michael a plecat de la aceeași idee. Dacă există viață, trebuie să fie ca cea pe pământ. Dar să niște întrebări filozofice. Dovezile în favoarea vieții extra trebuie să nu se încheie aici. O să mai discutăm despre aceasta. Pe Marte s-au găsit structuri foarte interesante. Nu mă referă niciun caz la șobolan și șopârle sau oameni verzi sau alte prostii, da? Sau urme de dinainte de potop, cum susține, mă, cum fratele nostru Walter, Walter Fight, nici uh, teorii conspirative cu UFO și Aliens, mă refer la uh, roci sedimentare care au fost formate în mod clar prin activitate bacteriană. Asta este ideea. Deci, uh, de asemenea, alte dovezi din sistemul solar. Însă, aici, cum vreau să mă opresc ca aici să trag câteva concluzii filozofice. Mai întâi, dacă așa cum spune Machai, există principiul Rosetta Stone, adică Viața pe alte planete este ca pe Pământ. Pot fi două concluzii. Una că Dumnezeu a creat special viața în fiecare loc, după același model ca pe Pământ. Asta n-ar drage prea mult pe cei care cred în intelligent Design. A doua că există o lege naturală în Univers, care, într-o anumită fază, în formarea unei stele, a unei nebuloase protoplanetare, sau poate, într-o anumită perioadă formării Universului, a dus la apariția unor, form, unor forme de viață foarte simple sau elemente prebiotice, care după aceea s-au dezvoltat pe planete, și că acolo unde există condiții, se dezvoltă și evoluează. Această idee ar susține universul biocosmic al lui Star Trek sau al ficțiunii lui, uh, lui Ifremov nebuloasă în Andromeda, anume că viața în alte sisteme solare și în alte galaxii este foarte asemănătoare cu viața pe Pământ și dacă există ființe inteligente, arată ca noi evoluția este paralelă în tot universul. Cu alte cuvinte, dacă mai aveam posibilitatea unei evoluții comparate, am găsit că sunt anumite legi ale evoluției care merg în aceeași direcție. Ideea nu este foarte populară în timpul nostru. Stephen Jay Gould, reputat paleontolog și biolog, spune că dacă am dat această evoluție înapoi, ar fi altfel evoluția. Există argumente serioase împotriva ideii lui Stephen Jay Gould pe care le vom discuta. Însă, așa cum am spus, dacă viața microbială există și pe alte planete, înseamnă că poate Dumnezeu a făcut-o acolo special, sau că este uh, rezultatul unui proces natural uh, care este ține de care este inerent în Univers. Hai să luăm uh, prima ipoteză, că Dumnezeu a creat în mod special viața pe Marte. Este aici o problemă. Deci când vorbim despre, în, în Intelligent Design, vorbim despre Planeta Pământ, da? este exact în zona habitabilă, spunem noi. Uh, are o lună și luna... Uh, face ca mă rog, variațiile înclinării axei terestre să se fie stabilizate. Așa că face ca să se stabilizeze continentele, să stabilizeze anotimpurile pe pământ și face stabilizează mareele. Bun. Deci avem lună. Alte plante nu au lună ca a noastră. Suntem exact în zona habitabilă avem apă, avem oxigen, avem bioxid de carbon, avem azot, avem tot ce ne trebuie pentru viață și pe lângă aceasta viața este ceva atât de extraordinar că nu putea să apară la întâmplare. Aici adepți la Intelligence Design se oprește și lasă loc pentru evoluție în discursul public. De fapt, pe ușa din spate bagă creaționismul. Uh, întrebarea este, de ce ar fi creat Dumnezeu un micro pe Marte? Marte a fost cândva ca noi. Adică Marte a avut a fost cald, a avut, a avut o atmosferă groasă, densă, a avut apă lichidă pe planetă și nu e nicio surpriză că a avut și microbi. Însă Marte a murit. Marte e soara noastră moarte. Când îți moare cineva în familie, te întreb unde a fost Dumnezeu, da? Așa că ne întrebăm unde a fost Dumnezeu, dacă Dumnezeu a creat microbi pe Marte, unde a fost Dumnezeu când Marte a murit. Dacă Dumnezeu a creat un Marte foarte asemănător cu Pământul. Marte a fost cândva o planetă albastră ca Pământul poate chiar verde, ca Pământul. A avut apă, a avut o atmosferă cu mult dioxid de carbon care făcea un efect de seră, deci mai, e mai departe de soare, era cald. A avut poate... Dumnezeu a făcut microbe pe Marte. A făcut o, un habitat pe Marte. De ce l-a să fie distrus? Sau de ce l-a distrus, până la urmă? Este o întrebare. Și dacă există și în alte zone ale sistemului solar microbi, întrebarea este de ce a făcut Dumnezeu acolo. Așa că ipoteza logică este că, de fapt, viața, dacă vreți un argument teologic, este ceea ce spune Iisus în pildea semnătorului. Semnătorul iese să semne și aruncă sămânța. O sămânță cade pe Marte, una cade pe uh, lui Saturn, alta cade, cade, pe Pământ, alta cade în proxima centaurii. Deci ideea în pilda lui Iisus este că sămânța cade și crește. Dar semănătorul nu așează bobul cu degetul în niciun loc, ci aruncă sămânța știind că o parte din sămânță va cădea pe pământ bun și e, trei părți vor cădea într-un mediu neprielnic și nu vor aduce rod. Așa că dacă Isus pune pe seama la Tatălui să un astfel de mod de a lucra în probleme, în probleme într-o problemă de importantă cum este mântuirea, de ce nu ar lucra pe același model și în ceea ce privește viața biologică? Așa că e, eu înclin să cred că viața reprezintă mai degrabă o lege a Universului. În acest caz, avem, bineînțeles, o reacție foarte puternică din partea tendinței filozofice din timpul nostru de a nu crede că Universul este bun pentru viață. În general, există înclinația în gândirea noastră, în cultura noastră și această înclinație este susținută de factori politici de a nu a fi atât de optimiști cu privire la evoluția vieții, de a respinge, să zic, universul din Star Trek și a merge mai repede spre un univers mai distopian și un viitor mai distopian al planetei. Asta, eu cred că este și o agenda politică ideologică, dar nu vreau să discut despre aici. că de de vreau să mă opresc aici. Așa, deci, problema cu intelligent design, ca să trag o concluzie, nu este dacă putem elabora un scenariu teoretic care să explice apariția naturală a vieții pe Pământ. Sau uh, trebuie să acceptăm că există ceva supranatural. Epistemologic vorbind aici, avem altă probleme înseamnă că este un domeniu pe care nu trebuie să-l cercetăm. Și din punct de vedere religios, se va spune că nu avem voie să-l cercetăm. Da? Așa cum, să zic, Microsoft spune că n-ai voie să umbli la, la programul lui. N-ai voie să -l cercetezi acest program e copyright-ul lui Dumnezeu. Uh, n-ai voie să-l cercetezi, n-ai să-l replici. Uh, Aceasta este ideea dogmatic religioasă. Cealaltă idee sceptic filozofică este că pur și simplu nu înțelegeți cum s-a întâmplat un în asemenea accident. Dar dacă viața așa cum există pe pământ, chiar la nivelul cel mai elementar de procariote, de nanobacterii foarte primitive care se hrănesc din oxidarea fierului, dacă această viață există și pe alte planete, și uh, are exact aceleași componente, se manifestă la fel, arată la fel, arată acea, are aceeași asemănare chimică, atunci putem trage o concluzie. Că, de fapt, avem piata de la rozeta, că este același text în diferite scripturi. Și, în ultima instanță, dacă ar fi existat condiții și ar fi fost o expoziție a Cambrianului pe Marte, și după aceea. Uh, uh, ar fi fost uh, uh, alte faze ale evoluției, ar fi mers la sânge cald și la uh, mamifere și la păsări și așa mai departe sau poate ar fi mers la reptile, mă rog, nu știu dar cert este că ideea este că viața are anumite legi care fac ca să se manifeste la fel peste tot în univers aici este o întrebare filozofică dar se pare că uh, singurul răspuns pe care îl putem găsi nu ține nici de scenarii logici, logico-matematice, teoretice, nici de răspunsuri filozofice sau dogmatice, ci uh, răspunsul cel mai simplu și cel mai concluziv este dacă viața microbială, viața la nivelul cel mai elementar, există și în alte locuri și se manifestă ca și pe pământ. Am vorbit acum despre meteoritul Allen Hills O4001, uh, uh, Aș vrea ca data viitoare să vorbim despre uh, structurile geologice de pe Marte și despre istoria planetei Marte și ce s-a găsit pe Marte, începând cu misiunile Viking, fără teorii conspirative, bineînțeles, după aceea despre ce au descoperit uh, stațiile Cassini și Galileo, la, uh, dincolo de centrul de asteroizi, în zona joviană a sistemului solar și, în sfârșit, uh, care. În ce este viața în ultima instanță? Că nu avem nici măcar o definiție a vieții la data aceasta. Și uh, care este locul vieții în universul uh, în care trăim așa cum îl cunoaște? Uh, după aceea vom discuta implicațiile teologice. Uh, eu nu cred că existența lui Dumnezeu trebuie legată de argumentul din design, care mi se pare foarte slab. Dar există discuții teologice pe care le putem purta și filozofice și putem discuta implicațiile teologice ale fiecărui scenariu. Vă mulțumesc, ne vom revedea la viitoare. La revedere!